Metronom 74. Continuăm astăzi ciclul. The Story of the Blues, povestea bluesului. Am început în emisiunea de sâmbătă trecută să prezint această poveste așa cum a împărțit-o pe genuri și stiluri Charles Kyle, încă unul din cercetătorii genului. Prima categorie stabilită de Charles era aceea naturală a bluesului rural, sătesc, country blues. După Charles Kyle era country bluesul, acea formă muzicală nestandardizată care folosea gitara neamplificată electric, o frazare foarte accentuat de timp și în fine introduceri și code vorbite. Prima categorie din așa numitul country blues era aceea a interpretului unic, individual, care se acompania singur. La această categorie, o subcategorie sau subdiviziune, și anume aceea a bluesului din regiunea Deltei Mississippiului, Delta Blues, caracterizat ca fiind foarte puternic ca expresie, ca modalitate de interpretare și folosind acel bottleneck, care de altfel este pecetea stilului Delta Blues. L-am prezentat în emisiunea trecută pe Charlie Patton, considerat părintele Deltei Bluesului, și pe Son House. Aș vrea astăzi să-l ascultăm mai întâi pe Buca White, un alt reprezentant al genului Delta Blues, și să deschidem o serie de, sper, două emisiuni despre cel care a fost considerat regele neîncoronat, bineînțeles, ca toți regii muzicii, deci regele Deltei Bluesului, Robert Johnson. Buca White a fost întotdeauna socotit un fel de anacronism pe scena bluesului, putem să-i spunem chiar și contemporan. Pentru că, așa cum susține Paul Oliver, care a făcut această afirmație, Buca White a reușit să-și păstreze nealterat stilul său țărănesc, stilul său de country și, bineînțeles, Delta Blues. Să-l reascultăm într-o înregistrare din colecția lui Paul Oliver, efectuată la 7 martie 1940 la Chicago. Buca White la voce și chitară și acompaniat la washboard de Washboard Sam. Interpreții de blues nu țin întotdeauna seamă de categoriile și de caracteristicile acestora impuse de cercetătorii sau criticii jazzului, pentru că la country blues Buca White este înscris de Charlie Kyle
în prima categorie, și anume aceea interpreților individuali care se acompaniază singuri. Dar să-l ascultăm pe Bukka White cu Washboard Sam la Washboard în Parchman Farm Blues. Just give me life this morning down on Parchman Farm. Just give me life this morning down on Parchman Farm. I wouldn't hate it so bad, but I left my wife and mom. Oh, you, goodbye wife, oh, you have done gone. Oh, goodbye wife, oh, you have done gone. But I hope someday you will hear my lonesome song. A fost contemporan cu Charlie Patton, Robert Johnson, Son House și ceilalți care au devenit mari protagoniști ai deltei bluesului. El a reușit să supraviețuiască. În 1970 a participat la seria de concerte organizate de Lipman and Rau, o agenție foarte renumită aici în Germania Occidentală, concerte care se desfășoară sub titlul American Folk Blues Festival. La 16 noiembrie 1970, Bukka White a fost înregistrat în timpul concertului susținut de American Folk Blues Festival la sala Jahrhundert Halle din Frankfurt pe Main. Să-l ascultăm în trei compoziții. Mai întâi Maggie Lee, apoi World Boogie. Remarcați, în mod special, tonul special, tonul caracteristic cu care Bukka White își prezintă piesele și limbajul său, până astăzi, pur, curat, rustic, țărănesc. Bukka White. You know, everybody have a favorite song, and so this is one I read about her. Me and her busted up, but I still love her. I don't know what she had, but I still got love in my heart. This is Miss Maggie Lee. Miss Maggie Lee, if you see Miss Mary, will you please bam tell her this about me? Up now. Miss Maggie Lee, if you see Miss Mary, will you please, ma'am, tell her this about me?
friend, would you please bounce it up a word for me? Miss Bagley went and told Miss Mary, told her just what I said. Miss Mary looked at Miss Bagley, and she looked at me. Miss Bagley told Miss Mary, you got this man shaking like a leaf on a tree. Oh, boy, I love Miss Mary, but she don't never do that's what she said. Sunday, Miss Mary, what you gonna do for me? Miss Mary, sit down on my knees. Miss Mary's quivering like a leaf on a tree. If you know you wasn't gonna marry me, Miss Mary, why would you upset me like you do? Miss Mary, she low and squatty, 4 feet from the ground. Every time Miss Mary looks at me, I start to wiggle down. Miss Mary, why you change your mind? Why did you change your mind? You promised to marry me, you promised to marry me. Now, Miss Mary, you finished gifted now. To Miss Mary's mother, and I went to her father too, cause she had that baby love her. Now she done give me the blue. Miss Maggie Lee, Miss Maggie Lee, would you please go tell Miss Mary this for me? Tell Miss Mary, don't you know she got to forgive? She gonna have to read what she saw. Now, ladies and gentlemen, my next lesson, one of my old records that I put out long time ago. Before a lot of y'all ever knew anything about any records, I put out the Rumble Boogie. That's come after the two-step. And so I thought people would get tired of two-step. It was time to change. And so I put them on the World Boogie. Very good now. Every time my baby do the rhyming, dirty rhyming for me, dirty rhyming for me. Please stop just one more time. Make your flesh boogie on your bone. Flesh boogie on your bone. Tighten up now. Put me down.
this world, hollering just like a squirrel. Going out now with the world boogie. Booker White în Maggie Lee și World Boogie, înregistrat la 16 noiembrie 1970 la Frankfurt pe Main, în cadrul seriei de concerte American Folk Blues Festival 1970. Înainte de a-l asculta pe Booker White într-o altă piesă scrisă și interpretată acompaniindu-se singur la gitară, trebuie să vă furnizez un amănunt interesant. Booker White este vărul, mai în vârstă, bineînțeles, al faimosului interpret de blues contemporan B.B. King. De la Booker White a primit primele lecții de gitară B.B. King. Și acum ultima piesă pe care vreau să vă prezint cu Booker White, Old Lady, doamna bătrână. White în cadrul seriei de concerte American Folk Blues Festival în 1970. Aici Radio Europa Liberă.